cântând la un spectacol. Și i-am simțit potențialul. Chiar atunci termina școala populară de artă. Din acel moment a fost alături de mine la toate evenimentele caritabile pe care le știți, că le facem în orașul nostru și urmează să le mai facem. Și nu există aniversare în familia mea și să nu vină domnul Giovanni cu o prăjitură, ceea ce vedeți aici. Și o să gustați. Spunea mai devreme domnul de aici că doamna Ioana este foarte frumoasă și arată foarte bine. E, eu am să dau din casă acum și am să vă spun că domnul Giovanni e de vină pentru așa ceva. Îi cântărește fiecare bucățică de mâncare, dacă vă puteți imagina, și are grijă de aspectul dânsei de artist, da? Domnul Giovanni gătește, domnul Giovanni calcă. Deci doamna Ioana e o răsfățată, nu face nimic, e ținută numai în palme. De aia arată așa de bine și are timp să se ocupe de muzică și să ne bucure pe noi toți. Am spus din casă, dar sper să nu vă supărați. Nu mă supăr, îmi face mare plăcere, dar numai că Giovanni nu calcă. Deci Giovanni face mâncare. E, vă mai calcă mai național. Câteodată, când eu nu pot. Și s-a săturat, cred că, de mine toată ziua, de când mă trezesc, dragii mei, până seara, cânt în continuu, pe peste tot, până casă, până baie, pe unde apuc, sutuș, pe peste tot. Și cred că săracul s-a săturat de mine. Am, o să-i spun două, trei cuvinte acum în italian. Amore, ti amo, e ti voglio tanto bene, perché tu sei sempre accanto di me, tu hai scoperto in me quella che ci sono oggi, ti porto sempre nel mio cuore, ti amo tanto. Bianca, te rog să trebuie. Vedeți cum arată dragostea la vesta aceasta? Așa! Te rog, Bianca. Câteva sentimente, cât se poate de sincere. Dragostea mea, te iubesc foarte mult, reprezinți totul pentru mine și de asemenea îți mulțumesc că ești mereu alături de mine și că ai descoperit în mine ceea ce sunt eu. Ați văzut ce îndrăgostit? Sunt cei doi și s-au cunoscut departe de România, acolo în Italia. Doamna Ioana a trecut, să știți, și prin momente mai grele în viață, dar uite că fericirea apare de unde nu te aștepți. Să știți, dragii mei, că dacă nu era Giovanni, probabil astăzi nu eram în fața dumneavoastră. Mulțumesc frumos încă o dată soțului meu pentru că a descoperit ceea ce sunt și vă arată și dumneavoastră. Vedeți, un italian care a descoperit talentul meu și tot ce am mai bun în mine și pe care l-am convins de dragostea de țară, de dragostea românilor, de dragostea dumneavoastră, dragii mei, l-am convins să vină să trăiască cu mine în România, să trăim aici, deși el e obișnuit ca acolo, la noi e altfel. Dar uitați-vă că suportă de dragul meu. Chiam, amore! Am să vă las cu doamna Ioana acum pe final. Vă mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi și vreau să anunț un eveniment. În data de 8 septembrie, doamna Ioana Bozga va fi într-un mare spectacol în Piața Sfatului. Acum află această surpriză. Este vorba de festivalul pescăresc Dori Pesco.